Fibula, în limba latină fibula, înseamnă agrafă. Este un obiect extraordinar a cărei istorie mărturisește indirect aspecte legate de diverse epoci, începând aproximativ cu mileniul al III-lea înainte de Hristos. A fost inventată dintr-o necesitate, aceea de a prinde, precum un act de siguranță, diverse piese de îmbrăcăminte sau pliuri ale vestimentației și a dobândit treptat și o funcție estetică pe lângă cea utilitară. Astăzi i-am spune cu un cuvânt uzual broșă. Grecii și fenicienii în antichitate par a fi primii care au folosit fibula ca agrafă de siguranță la care apelau oamenii înstăriți pentru a-și prinde amplele falduri ale hainelor lor prețioase. În perioada intensificării schimburilor comerciale în bazinul mediteranean, fibula a devenit tot mai mult un accesoriu la modă cu forme și decorații diverse în funcție de particularitățile stilistice ale fiecărei culturi. De exemplu, fibulele celtice confecționate din bronz, mai rar din fier sau argint, valorificau desene specifice. Crucea celtică, spirale simple sau duble, pietre de coral încastrate, simboluri zoomorfe, stilizate, etc. Rotunde, ovale, triunghiulare, pătrate, fibulele erau purtate deopotrivă de femei și de bărbați și chiar de preoți. Deseori, ornamentațiile aveau rolul de a face diferența de rang social între femeile măritate și cele nemăritate, între războinici și oamenii obișnuiți, etc. O fibulă etruscă provenind de la populația indo-europeană care trăia pe teritoriul de azi al Italiei, începând cu mileniul I înainte de Hristos, fibula de la Chiusi, datată ca aparținând secolului al VII-lea înainte de Hristos, expusă în prezent la Louvre în Paris, are o inscripție vorbitoare. Sunt fibula lui Arat Vale Vesna, dăruită de Marmurche Tusichina. Din aceeași perioadă datează una dintre cele mai frumoase fibule, fibula de la Preneste. Preneste, astăzi Parestrina, este o veche localitate aflată la 37 de kilometri de Roma, similară cu cea de la Chiusi. Această fibulă este valoroasă și prin faptul că este inscripționată cu cel mai vechi text în latină. Este expusă la Muzeul Termelor lui Dioclețian din Roma, începând cu anul 2011, după nenumărate verificări ale autenticității acesteia cu microscopul electronic. Cel care a făcut-o cunoscută este arheologul german Wolfgang Halbig, care, se pare, a cumpărat-o de la un prieten în 1876, fibula fiind găsită în 1851 în apropiere de Preneste, într-un șantier arheologic fără a fi datată cu exactitate. Fibula de la Preneste are 11,7 cm și este o bijuterie din aur din categoria fibula cu dragon. Textul inscripționat este în latina clasică Manius me fecit meve merio, însemnând Manius m-a făcut pentru Numerius. Fibulele din antichitatea romană în mare parte indicau gradul militar al purtătorului. Fibulele puteau să aibă și rolul de amulete, ocrotindu-l pe cel care le purta de spiritele rele. Unele erau depuse în sanctuare sau în morminte. Pe măsură ce fibula este tot mai folosită, se democratizează în perioada Evului Mediu, iar gusturile pretențioase ale aristocrației fac ca fibula să se rafineze și să devină o superbă broșă elegantă. De-a lungul secolelor, începând cu Renașterea, fibula s-a transformat într-o bijuterie cu personalitate utilizată mai mult de femei pentru a sublinia un decolteu, o croială a unei rochii sau pentru a face mai chic o pălărie. Pe teritoriul românesc s-au găsit nenumărate fibule, unele de o rară frumusețe, în siturile de la cetatea Piatra Crăvii, județul Alba, la castrul roman de la Tirighina Barboș, județul Galați, și mai ales printre pietrele prețioase care alcătuiesc tezaurul de la Pietroasa, cloșca cu puii de aur. Acesta cuprinde 4 fibule din aur cu forme stilizate de păsări, una mai mare, cloșca, și 4 mai mici, puii, dintre acestea una pierzându-se imediat după ce tezaurul a fost descoperit. Câteva reguli pentru purtarea broșei, fibulei, în prezent. În general, broșa se poartă cât mai aproape de umeri sau de gât și cu cât este mai mare, cu atât va trebui purtată mai sus, mai aproape de față. O broșă vă va da un farmec aparte, atât dumneavoastră cât și fularului sau eșarfei pe care o purtați. În moda acestei veri, se consideră că o broșă prinsă pe o fustă scurtă într-o parte sau precum catarama la chilturile, scoțiene, este de mare efect, dând un aer ușor extravagant celei sau celui care o poartă. Superstiții. În timp, oamenii, în special femeile, au creat tot felul de superstiții legate de acest obiect delicat, broșa. De exemplu, se spune că dacă cineva pierde o fibulă, o broșă în zăpadă, este semn că va pierde în cursul anului alt obiect și mai valoros.
Din potrivă, dacă broșa unei tinere se desprinde, este semn că iubitul se gândește la ea. Se mai spune că cine primește cadou o broșă trebuie să dăruiască de asemenea una pentru a evita o ceartă sau o ruptură sentimentală.